de luni încolo, pentru că na, de Valentine's Day poate orice fraier să facă o emisiune specială. Noi facem toată săptămâna viitoare. Primele live-uri cu artiști vor fi luni dimineața. Marți este ziua a doua după Valentine's Day, considerată ziua din an cu cele mai multe despărțiri. De aceea va veni o artistă din România care va cânta refrenele despărțiților după ziua îndrăgostiților. Cele mai tari piese de despărțire din istoria muzicii românești. Vrei să zic un pic din artiștii care vin la... Da! Marea Iubire ZU? Smiley? Păi mă întreb tu sau zic eu? Yeah. Nu! Smiley vine la Marea Iubire, nu! Dar o să o avem pe Andra, care cântă un super cântec de iubire într-o altă limbă decât română, engleză, franceză. În bulgăreană. O să avem Generic, care o să cânte... Vai, nu cred! S-a rupt lanțul de iubire, s-a alea. Generic nu e Azur. Nu, e Generic. Steaua nu-i FCSB. Deci Generic, care e Generic? Domnul cu mustață. Exact, s-a rupt lanțul de iubire. S-a rupt lanțul, prințișorul meu. Astea-s hituri. Retrasă stă o fată mare, frumoasă. Nici nu bea, nici nu fumează, doar la mine se holbează. O să avem pe Joe și pe Juno. Mai sunt împreună? Vom afla. Vom afla. Într-una din zilele de Marea Iubire ZU, Joe și Juno o să cânte o piesă pe care... nu știu cum să zic. La care vă gândiți prima oară când zici Marea Iubire ZU. Ah, gata, știu. Zi. Nu, că chiar știu. Bine. Alina Eremia o să vină. Raluca și Andia luni dimineața o să lanseze, chiar de ziua îndrăgostiților, la Marea Iubire ZU, o să lanseze o piesă nelansată. Adică prima oară o să facem cunoștință cu piesa asta în variantă live. Ceva frumos, ceva deosebit, zi de zi, practic săptămâna viitoare te poți îndrăgosti, pentru că avem Marea Iubire ZU, cântări live în fiecare dimineață.